Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Înainte să te căsătorești, pregătește-te. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 10. Persoanele logodite au despre căsnicie așteptări pe care nu le-au verbalizat niciodată. Prin urmare, conflictul devine inevitabil când aceste presupuneri diferite se ciocnesc una de alta. Așadar, dacă ești înțelept, vei discuta despre acestea în lumina mai puțin antagonistă a perioadei de curtare. Psihologul Archibald Hart adresează următoarele întrebări cuplurilor care vin la consultări. 1. Dacă eu nu m-aș întâlni niciodată cu persoana cu care tu intenționezi să te căsătorești și dacă ar trebui să mă bazez pe descrierea făcută de tine, ce mi-ai spune? 2. Dacă ar fi să te gândești la un lucru pe care ți-ar plăcea să-l vezi schimbat la logodnicul sau logodnica ta, care ar fi acela? 3. Care sunt cele 5 sau 6 scopuri majore pe care vi le-ați stabilit pentru primii voștri ani împreună? 4. Cum stai cu bugetul? 5. Ți-ai făcut planuri referitoare la modul în care vei plăti lucrurile pe care le vei cumpăra după luna de miere? Acestea sunt întrebări grele, însă dacă nu ajungeți la o părere comună înainte de căsătorie, fi sigur că vă veți certa pentru ele mai târziu. Pentru că jumătate dintre căsnicile de astăzi ajung la divorț, ai face bine să afli răspunsurile. Cea mai mare greșeală pe care o poți face este să presupui că viitorul tău soț sau viitoarea ta soție se va schimba automat în bine ca urmare a faptului că s-a căsătorit cu tine. Nu degeaba ne spune Scriptura, conform 1 Petru, capitolul 3, primele 7 versete, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab.